Echipa de fotbal ACS Media își face schimbări la nivelul băncii tehnice. Mihai Ianc a fost numit în funcția de director tehnic și îl va înlocui pe Dumitru Solomon în postura de antrenor, în momentul în care clubul va rezilia contractul cu acesta. Președintele lui ACS Media și Ionuț Buzian a declarat că este nevoie de o schimbare la nivelul băncii tehnice și că evoluția echipei în perioada de pregătire nu a fost cea așteptată. A fost adus domnul Mihai Ianc, un antrenor cu experiență la nivel de Liga 3-a. Dânsul în trecut a antrenat mai multe echipe din acest eșalon. Are toată susținerea și încrederea noastră. Referitor la domnul Mitică Solomon, vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru toate rezultatele și toată munca pe care a depus-o în sezonul trecut. Dânsul va rămâne cu siguranță alături de noi. Doar că rămâne să vedem pe ce post sau dacă va rămâne la centrul de copii și juniori. Motivele acestei despărțiri sunt rezultatele din... Da, am simțit că este nevoie de o schimbare la nivel de bancă tehnică. Din păcate, evoluția jucătorilor și jocul echipei din această perioadă de pregătire nu a fost cel pe care noi ni le-am dorit. Și ulterior a survenit această ruptură. Deci domnul Ianchi e director tehnic sau antrenor? Deocamdată este director tehnic până când vom rezilia contractul cu domnul Dumitru Solomon, pentru că nu putem avea doi antrenori principali. Și a început deja treaba la echipă? I-a cunoscut pe băieți? Da, deja a fost prezentat ieri la echipă, astăzi este al doilea antrenament. ACS Media va debuta în Liga 3-a pe stadionul Gazmetan. Da, din păcate încă nu am reușit să omologăm stadionul 8 Mai, la fel nici terenul de la Dumbrăveni, care sunt primele noastre două variante pentru jocurile desfășurate pe teren propriu. Obiectivul nostru, bineînțeles, este victoria. Vă dați seama, venim după un sezon la Liga 4-a, în care am promovat. Ne dorim din nou să facem un sezon foarte bun. Am menționat în toate declarațiile mele că îmi doresc cu ardoare încă o promovare. Cu siguranță nu va fi foarte ușor, având în vedere bugetul de care dispunem și condițiile în care ne desfășurăm competiția. Vor mai fi schimbări la nivelul echipei? Mă refer la veniri sau plecări de jucători în perioada imediat următoare sau cam asta e echipa cu care veți? Plecări nu cred că vor mai fi, însă mi-aș mai dori încă un jucător, poate doi jucători, dar totul este în funcție de bugetul pe care l-am.